Să aveți bucurie, sufletelor dragi. La mulți ani, în noul an în care am pășit de câteva ore și iată cum, prin ajutorul lui Dumnezeu, am reușit ca în această zi în care poate petreceți cu bucurie, poate alții sunteți în singurătate, sunteți triști, supărați, să fiu prezent în casele dumneavoastră și să vă aduc mesajul binecuvântării, să vă aduc o energie bună a noului an, să vă transmit tuturor, la mulți ani, tuturor românilor, oriunde v-ați afla, și celor dragi pe care îi purtați în suflet, și să vorbim despre un subiect care este de maxim interes, pentru că această emisiune o dedic în mod special acelora care trec prin anumite momente dificile. O dedic acelor oameni care sunt, iată, la pragul de trecere dintre partea de liniște la neliniște, la suferință. Și pentru că nimic, așa cum îmi place mie să spun, nu este întâmplător, nici această emisiune pe care în această zi mare din an și nu numai, pentru că ea se va da în reluare și mâine dimineață la orele 8, am pregătit-o pentru dumneavoastră, dragii mei, cei care cu bucurie mă așteptați, cu bucurie mă ascultați și poate de multe ori v-am fost de folos prin îndemnurile mele în viața de zi cu zi. După cum citim pe micul ecran, tema emisiunii pe care v-am propus-o astăzi, în urma telefoanelor primite poate și în urma mai multor convorbiri pe care le-am avut cu dumneavoastră, cei care cu dragoste veniți și la bisericuța din lemn Sfânta Maria din Voluntari Pipera, am hotărât să vă vorbesc despre energia vindecătoare. De ce despre energie? Pentru că noi suntem energie și trebuie să știm că în tot ceea ce ne înconjoară putem regăsi darul lui Dumnezeu, și mă refer la lucrurile care încântă privirea, la natură, la lucrurile minunate. Până și acest pix pe care eu îl țin în mână, această coală de hârtie, este o energie. De ce? Pentru că ea este un act al creației mele, a gândurilor mele, pentru că în ea sunt anumite însemnări, iar aceste însemnări creează povestea realității a ceea ce trăim și ceea ce urmează să vă expun. De aceea vă recomand, cei care mă urmăriți la această oră, să vă sunați prietenii, să vă sunați rudele, să mute pe acest canal televizorul, pentru că voi vorbi despre cele 9 secrete care de fapt sunt importante de cunoscut pentru a obține energia vindecătoare și binefăcătoare de care avem nevoie. Sigur că atunci când vorbești despre energie, atunci când vorbești despre tine, despre problemele pe care le ai ca om, atunci când vorbești despre dorințe, pentru că și ele de fapt sunt regăsite în mintea noastră, nu? Un om care are dorințe, aceste dorințe de fapt sunt create de o gândire care poate fi una sănătoasă sau mai puțin sănătoasă, în funcție de ce dorințe ai, pentru că sunt oameni care își doresc lucruri imposibile, alții își doresc să se transforme din bărbat în femeie sau invers, sau alții doresc ca prin ceea ce gândesc ei să se răzbune sau să distrugă poate viața unor persoane care într-un anumit moment al vieții le-au greșit. Dar ca să trecem la subiectul care cu siguranță va fi de maxim interes pentru fiecare dintre cei care astăzi sunteți, iată, beneficiari acestui dar de anul nou, să auziți o emisiune în direct,
se întâmplă cam rar ca un realizator de emisiune, și mulțumesc postului de televiziune că au venit realizatorii chiar de anul nou să mă asiste, pentru că nu este ușor să vorbești în direct și să prezinți o emisiune în direct la un post național de televiziune, dar am venit în mod special să vă urez la mulți ani tuturor românilor, să vă urez tuturor celor care ați pășit în noul an credință, putere, iubire, dragoste, sănătate, belșug, să spuneți amin, pentru că amin înseamnă așa să fie, și această zi importantă, și nu numai aceasta, și zilele care vor urma de sărbătoare, să vină ca o binecuvântare, cu o abundență asupra casei și familiei, pentru că, apropo de energia despre care vorbim, noi suntem cei care o putem influența, o putem atrage sau o putem pierde. Deci, așa cum vă spuneam, vă voi vorbi despre cele 9 secrete care sunt ascunse în ceea ce numim noi această energie vindecătoare sau binefăcătoare, de care cu siguranță cu toții avem, nu cred că există om pe acest pământ, indiferent de funcția, poziția socială pe care o are, de a nu avea nevoie de o asemenea putere și dar divin, de un asemenea dar pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie dat acelor oameni care înțeleg care este sensul vieții lor pe acest pământ, pentru că fiecare om care este locatar acestui pământ a venit cu un scop, inclusiv cei care fac anumite rele au fost îngăduiți de Dumnezeu să se nască, ca noi să avem puterea și capacitatea de a ierta, de a-i înțelege și de a-i îndrepta, pentru că aceste suflete chinuite care trec prin anumite momente de tulburențe pe care noi nu le putem înțelege, acestea de fapt își caută și acum partea de echilibru emoțional, echilibru care de fapt vine tot din energia a ceea ce gândești, a ceea ce hrănești, pentru că există, așa cum spun cărțile de psihoterapie, parapsihologie, există două entități, una pozitivă și una negativă, și este foarte important pe care o hrănești. Același lucru este valabil și la noi, credincioși, cei care spunem că îl iubim pe Dumnezeu, cei care vorbim zilnic despre Dumnezeu atât de frumos, și atunci când suntem puși în fața unei realități, poate dure, crunte, de a fi încercați să vedem dacă suntem capabili să iertăm persoanele care ne-au greșit sau persoanele care ne-au adus nefericire, atunci de fapt înțelegem și atunci de fapt trecem prin acest examen dur al vieții, de care puțini vorbesc sau puțini l-au înțeles, pentru că spre deosebire de psihoterapeuți, psihologii la care poate apelați în anumite momente, eu încerc să îmbin religia cu știința, pentru că religia și știința, fără să ne dăm seama, și-au dat mâna de mult, și inclusiv confrații mei preoți, mai mari bisericii, poate mă înțeleg că acest mod de abordare, care este puțin diferit, atipic, față de cel pe care l-auziți în fiecare duminică sau sâmbătă la liturghii sau în zile de sărbători, abordarea mea este puțin diferită, pentru că ea este ancorată într-o realitate a vieții pe care o trăiești acum în moment. În momentul de față, suferința care o ai, blocajul financiar, blocajul mental, anxietatea, depresia, etc. Și este important să vorbim cât mai puțin despre tot ceea ce este negativ, tocmai pentru a nu ne virusa sau a nu ne ancora într-o suferință de care nu avem nevoie, pentru că nu, atunci când vezi inclusiv la televizor anumite episoade care sunt triste, dureroase, apare și un comentariu: atenție, aceste imagini vă pot influența negativ sau vă pot influența emoțional. Revin la ceea ce vă spuneam de la începutul emisiunii, mai ales pentru cei care poate au deschis mai târziu televizorul.
Repet, mesajul de la mulți ani este foarte important, să ne trăiți cu toții, să fiți fericiți, vă fac o urare în direct, promit când ajung la vârsta de 100 de ani să vă chem pe toți la aniversare, știu că veți zâmbi, Dumnezeu să vă binecuvinteze viața și să aveți numai fericire. Întrebarea pe care o vedeți pe micul ecran așteaptă răspunsul și, așa cum vă spuneam, în această întrebare sunt regăsite de altfel 9 secrete pe care vă rog să le și notați dacă doriți, să le țineți minte, pentru că cu siguranță ni se întâmplă frecvent, nu? Să auzim predici, să auzim conferințe și să spunem: Doamne, ce frumos a vorbit preotul sau profesorul, și când te întreabă cineva despre ce a fost vorba, să răspunzi: nu știu despre ce a fost vorba, dar știu că a vorbit frumos. Ca să nu ajungem la acest episod amuzant, sigur, și vă fac să zâmbiți, aș vrea să vă luați o coală de hârtie un pic și să notați care sunt de fapt cele 9 secrete de care noi trebuie să ținem cont ca această energie binefăcătoare sau vindecătoare să rămână la noi, să vină la noi și să ne transforme suferința în bucurie. Și aș începe cu acest compendiu de recomandări pe care eu vi le dau în primul rând ca și preot, ca și profesor, ca și, să zic, nu pot să zic, poate e prea mult, specialist, să zic, în domeniul de cercetare sacroterapeutic, pentru că ceea ce vă spun și ceea ce vorbim acum este extrem de important pentru tot ceea ce înseamnă prezentul, viitorul și, de asemenea, pentru capacitatea de care avem nevoie să ne uităm trecutul, care uneori poate fi dureros. Aș începe cu primul secret, este regăsit în puterea atitudinii. Acum veți întreba ce înseamnă acest lucru și cu siguranță pentru mulți dintre dumneavoastră telespectatorii ceea ce vă voi spune eu este ceva nou, ceva de care n-ați mai auzit și doriți probabil să primiți câteva lămuriri la ceea ce v-am spus. Este foarte important atitudinea pe care o ai în viață. Sunt oameni care sunt foarte descurajați de ceea ce li se întâmplă. De exemplu, ai o suferință și aici mă refer la cei care sunt în vârstă. Ai ajuns să te doară piciorul sau ai ajuns să te doară mâna sau capul sau ai ajuns să ai o anumită boală care a apărut așa din senin și dacă nu ai atitudinea pozitivă de a crede că totul se rezolvă și totul se întâmplă cu voia și știrea lui Dumnezeu, riști să-ți agravezi boala și în loc să-ți o vindeci, în loc să contribui prin efortul psihic și nu numai prin cel emoțional de a contribui, să știți că emoția poate de multe ori să influențeze și nu poate, este sigur, principala cauză sau principalul factor care ajută la vindecarea oricărei boli a trupului și cu atât mai mult a sufletului, pentru că un om care ajunge să se piardă nu mai are atitudine față de el, să fie curajos sau curajoasă, acel om se pierde și în locul atitudinii pozitive intervine frica, frica care blochează capacitatea de a te face bine și prin blocarea sistemului autoimunitar riști să-ți semnezi singur condamnarea la neființă, ca să nu folosesc cuvântul cel urât. Mulți dintre cei care au trecut în neființă, mulți dintre cei care s-au îmbolnăvit de această boală despre care se vorbește în fiecare zi, cum deschizi televizorul, auzi câți au mai murit, câți sunt la terapie intensivă, aceștia au fost afectați în primul rând de frică. Frica anulează atitudinea. Ce este de fapt important să reținem? Că secretul despre care vă vorbesc și mai ales că este primul, este regăsit în atitudinea pe care tu o ai față de viața de zi cu zi. Sunt oameni care se plâng în fiecare zi că le merge rău. Sunt oameni care gândirea și energia lor este consumată
pe o frecvență autodistructivă, nu se mai gândesc la nimic, nu se mai gândesc la ceea ce este frumos, la faptul că într-o zi se pot face bine. Se gândesc doar la boală, la momentul durerii. Mă doare, mi-e rău, mi-e greu. Și toate mesajele pe care le rostim pe guriță sunt memorate de celulele din corpul nostru care au, de fapt, memorie, ele sunt ființe vii, nu uitați acest lucru, și ele transformă informația pe care eu o transmit prin guriță în realitate, și frica care se naște prin slăbiciunea pe care eu o arăt față de boală anulează capacitatea și forța pe care eu o am ca om de a mă face bine, de a mă auto-vindeca sau de a-mi găsi, de fapt, elementul sau echilibrul de care am nevoie ca să accept că această suferință este una temporară și că voi reuși cu ajutorul lui Dumnezeu, că aici intervine forța divină. Dumnezeu nu îi ajută decât pe cei care cred. Pentru că Iisus Hristos, atunci când vindeca un bolnav, vă amintesc episoadele pe care le auziți frecvent citindu-se în Sfintele Evanghelii, îl întreba pe om înainte de a se îl întreba pe om înainte de a-l vindeca, crezi tu că eu te pot vindeca? Ce spunea omul? Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Deci avea o atitudine pozitivă, nu se îndoia, nu spunea cred sau nu cred. Și vă spun că dacă ar fi spus nu cred, sunt convins că, deși era Fiul lui Dumnezeu, deși era Hristos, pentru faptul că omul nu și-ar fi dat acceptul, liberul arbitru de a se face bine, nu ar fi reușit să facă nimic. Deci, ce este important să reținem la primul secret este faptul că atitudinea pe care eu o am față de boală trebuie să fie una pozitivă. Și dacă sunt bolnav, ce? Amintiți-vă de ceea ce spunea Iov atunci când a fost încercat de diavol, a avut lepră și a pierdut familia. El n-a plâns, nu s-a tânguit și a zis: Doamne, dar de ce îmi dai mie asta? El n-a ținut greva foamei, n-a mâncat. Nu, a spus: Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui să fie binecuvântat. Dumnezeu știe de ce mi-a dat această încercare. Iubiții mei, ceea ce vă spun este strâns legat de realitatea vieții pe care o trăiți, de momentele dificile, de momentele de durere, de suferință. Știu ce înseamnă să te doară. Dar prin faptul că îți lipsește atitudinea, prin faptul că ești lipsit de curaj, nu îți ajuți corpul să te vindeci, ci din contră te cobori în iadul suferinței și mai mult, până în ziua în care, la un moment dat, corpul, dacă vede că nu este susținut de atitudinea ta, tu ești, de fapt, sfoara care ține organismul în starea de veche. Dacă organismul își dă seama că tu, mental, emoțional, nu poți să-l susții, ce face? Cedează. Și dacă a cedat organismul pentru că te-a văzut pe tine slab, atunci se produce ceea ce nu ne dorim și știți la ce mă refer. A doua putere este regăsită în puterea corpului. Aici sigur că mă veți întreba ce legătură are corpul, ce legătură are corpul cu viața mea. Pe corpul, în primul rând, are o mare legătură. De ce? Pentru că el are nevoie de grijă. Grija pe care eu ofer corpului meu este regăsită în modul în care mă alimentez. Este regăsită în modul în care eu îmi respect organismul acesta, care este, de fapt, templu a sufletului meu. Mulți dintre noi, și din păcate trebuie să recunosc, poate și eu mă regăsesc la acest capitol puțin, sunt corigent, nu avem timp sau nu ne acordăm suficient timp să ne îngrijim corpul, care de fapt ne dă puterea, vigoarea de a putea umbla, de a putea merge. Este foarte important să înțelegeți că omul, prin puterea despre care vă vorbesc, poate să se ridice sau să se dărâme. Să știți că am întâlnit milionari care aveau bani de puteau să-și cumpere o clinică și cu toate acestea
prin, iată, lipsa atitudinii și prin faptul că nu s-au îngrijit de puterea corpului, au devenit alcooliști, au ajuns să-și distrugă corpul, la 50 de ani să arate ca la 70 și la un moment dat să părăsească această viață pentru că și-au bătut joc pur și simplu de corpul care a rezistat 10 ani, 20 de ani într-o continuă să zic așa alergătură sau nu știu dacă termenul este potrivit, dar într-un continuu stres pe care mulți dintre noi îl avem în viață, cântărind prea puțin de fapt care este câștigul și care este pierderea, pentru că de multe ori banii pe care îi câștigăm nu ne vor ajunge ulterior să ne plătim medicii sau medicamentele, iar puterea despre care vă vorbesc, corpului, corpul este cel care cere de la noi respect. Adică, dacă vrei ca să-ți fie bine, într-un cuvânt, ai grijă de mine, ne spune corpul, nu mă lăsa pradă plăcerilor regăsite în hrană, în mâncare, în viciile fumatului sau alcoolului, pentru că toate acestea într-o zi le vei plăti, te vor costa scump și plata pentru neîngrijirea sau pentru faptul că tu n-ai avut grijă de tine este regăsită în suferință pe care nu vei simți mâine, peste un an, 2, 5, 7, și atunci te vei întreba de ce ți se întâmplă aceste lucruri. Iubiții mei, tot ceea ce vă spun are legătură cu cea de-a treia putere și aceasta este puterea credinței. Este foarte important pentru că în puterea credinței se regăsesc mai multe daruri. De fapt, această putere a credinței este fundament al fericirii abundente pe care ne-o dorim cu toții. Nu cred că există om pe care să-l întrebi dacă vrea să fie fericit și să spună că nu. Sunt convins că fiecare om de pe acest pământ își dorește să fie fericit. Cei care astăzi sunteți nefericiți și plângeți, cei care astăzi sunteți neîmpliniți, dacă ar fi să vă întreb, vă doriți să fiți fericiți, a spune da. Fericirea este regăsită în mod special în sănătatea trupului, despre care v-am vorbit, despre corp, și în sănătatea sufletului. Deci corpul, am învățat și am înțeles că pentru a fi sănătos are nevoie de respectul pe care eu trebuie să-i acord. Adică să nu mă îmbuibesc până leșin să iau pastile, să nu beau până cad sumasă, că într-o zi s-ar putea să fac ciroză, să nu mă supăr, pentru că supărarea și faptul că rămân într-o stare permanentă de supărare, ancorat într-o tristețe pe care nu mi-o pot explica sau o tristețe pe care alții mi-o produc, și mă refer la soțiile care suferă din cauza soților, nu știu, care le bat jocoresc, mamele care plâng din cauza copiilor și așa mai departe. Orice moment de suferință poate declanșa în noi ceea ce numim noi boala incurabilă, ca să nu-i dau nume, pentru că este de o frecvență joasă. Și aceste suferințe, de altfel, ce fac? Exact ceea ce spune știința, un minut de supărare, țineți minte ce vă spun, lasă organismul fără apărare 6 ore. Imaginați-vă că în cele 6 ore organismul nostru colectează, pentru că este energie, tocmai ce vă spuneam, cum obținem energia vindecătoare. El colectează ce? Energia a ceea ce eu am creat în mediul în care îmi desfășor activitatea. În cazul nostru sunteți acasă și vă plângeți, au ce mă doare, încep să plâng și îi spun soției că mă doare piciorul sau mâna, sau invers, soțului sau copilului sau, și plâng la telefon că mă doare ceva. Ce am făcut în acel moment? Mi-am virusat câmpul de energie pozitiv, l-am transferat în negativ și din acel moment eu îmi hrănesc ADN-ul cu informația negativă că nu știu dacă mai trăiesc, nu știu dacă o să trec cu bine, nu știu dacă mă mai vindec și așa mai departe. Să țineți minte ce vă spun, un om care merge la o operație, dacă nu este pregătit mental ca să treacă cu bine prin acea operație, nu-i va reuși. Și de aceea sunt atâtea eșecuri pe care medicina le recunoaște, nu din vina medicilor,
medicul și-a făcut datoria tehnică, a intervenit cu bisturiu, a făcut intervenția chirurgicală, a cusut. Să știți că Dumnezeu este cel care vindecă, nu medicul doar pansează. Asta este o dovadă pe care știința o susține. Și aici intervine, iată, energia binefăcătoare pe care credința, pe care am moștenit-o din străbuni, ne confirmă că imposibilul poate fi posibil în orice situație dacă crezi cu adevărat în puterea lui Dumnezeu. Și aș face o mică paranteză, pentru că suntem în ziua de anul nou. Chiar astăzi m-a sunat o femeie, se numește doamna Olga din Tulcea, și mi-a spus: vreau, părinte, să vă mărturisesc o minune. Am luat de Crăciun icoana Sfântului Pancrate și am dat-o fiului meu, care avea o fetiță de 3 ani și jumătate, care nu vorbea și mai mult decât atât nici nu avea auz. Au dus-o la medici, medicii le-au cerut, la, sigur că e o clinică privată, pentru operație undeva la 100 de milioane, 10 mii de lei, dar nu garantau, pentru că n-ai cum să garantezi, nu? Pentru că până la urmă faci o intervenție chirurgicală, dar nu știi care va fi rezultatul. Și mi-a zis: v-am descoperit la televizor, am cerut icoana Sfântului Pancrate pe care o vedeți în micul ecran și ne-am dat un dar de Crăciun. Fetița de 3 ani și jumătate s-a atins, chiar în această seară am primit telefonul, s-a atins cu mânuțele de icoană și a strigat: îngerul meu. Deci atenție, ăsta a fost primul cuvânt pe care l-a rostit la 3 ani și jumătate. După care, când au auzit părinții că fetița vorbește, au strigat-o pe nume: ia vino încoace, și fetița a spus: aud. Deci s-a întâmplat această minune chiar de Crăciun. Femeia plângea la telefon și a spus că oricând poate depune mărturie la minunea care s-a întâmplat. Acum aș vrea să înțelegeți cum se pot produce astfel de minuni. V-am spus că o astfel de minune s-a produs și pe data de 21 noiembrie, când, în timp ce cântam cu toții Sfinte Dumnezeule în hramul Bisericuței Sfinte Maria, un copil mut de 6 ani a început să vorbească. Cum s-a produs această minune? Iată că acest sufletel mic, această fetiță, era pură. Ea de fapt s-a dus acolo și a întins mânuțele pe o icoană care o vedem colorată. Neștiind ce e acolo, dar acolo era sfințenia, acolo era de fapt cheia rezolvării problemelor care n-au putut fi rezolvate. Ce este trist, că tatăl fetiței era ateu, nu credea în preoți, nu credea în biserică, sau ce era trist, mă iertați, că vorbim după, din acel moment a căzut în genunchi și a cerut iertare de la Dumnezeu și pur și simplu au spus că își doresc să ajungă la bisericuța unde Sfântul este prezent prin racla moaștelor pe care o avem acolo și la care, cu ajutorul dumneavoastră, dorim să-i construim Sfântului o raclă din argint frumoasă, ca de câte ori veți veni să primiți darul binecuvântării prin jertfa pe care ați făcut-o. Am făcut această paranteză pentru că este foarte importantă. De ce? Este legată de ceea ce spuneam noi, puterea credinței, să crezi că imposibilul poate fi posibil. Iubiții mei, oare câți dintre noi avem această putere de a crede că Dumnezeu este mai presus decât orice? Nu respingem forța pe care o are medicina alopată sau naturistă, dar trebuie să acceptăm că de multe ori prin puterea credinței reușim să trecem munții. Sunt oameni care îmi spun: părinte, dacă n-ar fi fost Dumnezeu în viața mea, aș fi nebunit la câte necazuri am avut. Și dacă veți căuta pe internet, pe Facebook, apare o imagine la un moment dat în Ucraina sau în Rusia, unde cântă atât de frumos un cor de preoți și se vede filmat, deci nu este nicio făcătură sau să credeți că ar fi altceva, cum îngeri, fascicole de lumină, coboară din cer, se văd cu aripi și intră în tur la biserici, se pogoară acolo și participă, sunt prezenți la rugăciunile pe care oamenii adunați acolo de sărbătoare, de Crăciun sau alte sărbători, le făceau
în comun. Acest lucru confirmă ceea ce spunea Hristos: unde doi sau trei s-au adunat în mijlocul meu, acolo sunt și eu. Deci, iubiții mei, aș vrea să înțelegeți că puterea credinței, de fapt, este extrem de importantă în obținerea energiei vindecătoare sau binefăcătoare. Ce înseamnă acest lucru? Să nu te îndoiești și să nu judeci. Dacă Dumnezeu ți-a rânduit acest drum, prin simplu fapt că ai ajuns la biserică, să nu vii să te îndoiești. Sau să nu vii să comentezi și să spui: a, este prea mult, este prea scumpă o carte de rugăciuni sau o icoană. Pentru că nimic nu este scump când este vorba de tine, și acest lucru aș vrea să vi-l însușiți în această viață, pentru că mulți dintre noi avem această meteahnă de a fi zgârciți cu propria noastră viață, de a fi zgârciți cu noi. Și aș vrea să trec de la puterea credinței la cea de-a patra putere, puterea momentului prezent. Este foarte important să deții această putere, adică să fii prezent în momentul în care ți se transmite o informație, fie din partea unui vecin, fie prin micul ecran, nu? În seara aceasta sau în această zi de dimineață, ca cei care mă veți vedea în reluare, veți înțelege că mesajul pe care eu vi-l transmit acum este acela de a fi prezenți în activitate, și despre acest lucru vorbea și Părintele Arsenie Papacioc, starea de prezență. Nimeni nu poate nega faptul că acum nu sunteți în fața televizorului, vă uitați și mă ascultați pe mine. Așa precum nimeni nu poate să nege faptul că voi în viața voastră aveți o anumită dificultate, ca să nu-i spun problemă. Toate aceste dificultăți sau blocaje emoționale sunt hrănite și sunt de fapt dezvoltate, crescute de vibrația cuvintelor pe care o folosiți, pentru că, repet, cuvintele, vibrația vorbelor pe care noi le spunem creează energie, și să știți că inclusiv gândul creează materie. Ce înseamnă acest lucru? Dacă eu mă gândesc acum ca mâine să vin la bisericuță, vă aștept, apropo, pentru că pe data de 2 vom citi dezlegările Sfântului Ioan Hrisostom, molitvele, și sigur și ale Sfântului Vasile cel Mare, la cei care treceți prin anumite suferințe, la cei care sunteți blestemați, aveți anumite vrăji, aveți anumite blesteme. Și aceste dezlegări, să știți că se fac după o anumită pregătire pe care trebuie să o faci psihic, în mod special să nu-ți fie frică, să-ți alungi teama. Să știți că foarte mulți colegi preoți, din păcate, sunt puțin reținuți, și nu o spun cu rea voință, sunt reținuți în a citi molitvele Sfântului Vasile, pentru că într-adevăr sunt foarte periculoase. Sunt periculoase pentru oamenii care au această teamă de Duhul cel Necurat. Să știți că Duhul cel Necurat este pretutindeni. Sunt convins că și în casele dumneavoastră, în multe locuri unde vă desfășurați activitatea, ele sunt prezente. Vrei să mergi la biserică și are grijă să te oprească. Fie ți se strică mașina, ba altul îți blochează drumul, ca să nu vă mai zic că astăzi mă sunase cineva de la ora 1, căutau bisericuța și n-au găsit-o în 4 ore. Câtă vreme alții au venit din Emiratele Arabe și au găsit-o imediat. Deci iată cum diavolul te blochează, îți ia voința. De aceea este foarte important ca puterea momentului prezent, înseamnă stare de veghe, să fii prezent oricând în tot ceea ce spun. Și vă voi da un exemplu care ține de psihoterapie, de psihologie, și pe care îl regăsiți poate în multe alte. De exemplu, regăsiți în cartea Tu mă iubești sau în cartea 135 de cuvinte sau în sacroterapie, dar sunt multe exemple în aceste cărți care de fapt vă fac acest test al capacității pe care o puteți avea de a fi prezenți la ceea ce vă spun. Și întrebarea care era, ca să vedeți cât de prezent sunteți sau nu la ceea ce vă spun, ar suna așa: conduci un autobuz, la prima stație urcă 3 persoane, la patra urcă 5, la a șasea stație urcă 7, la a opta stație urcă 9 pasageri în autobuz. Întrebarea este de fapt: câți ani are șoferul?
Sunt convins că mulți nu știți să răspundeți. De ce? Pentru că starea de prezență de care vă vorbeam acum vă lipsește. Veți spune, nu știu. Încercați să numărați pasagerii care au urcat în autobuz și eu vă spun că e greșit. V-am spus și am început întrebarea cu această mențiune. Conduci un autobuz. Păi dacă tu îl conduci, înseamnă că știi câți ani ai. Ați înțeles, de fapt, care este sensul, mesajul pe care vi-l transmit, care este legat de puterea prezentului, momentul prezent, pentru că mulți dintre noi dorim viață mai bună, dar suntem absenți în ceea ce ne dorim, gândurile noastre fug în toate felurile, în toate locurile și suntem foarte bulversați. Aș vrea să vă vorbesc despre a cincea putere, puterea imaginii de sine. Să știți că mulți dintre noi, de fapt, suntem nefericiți cu noi înșine. Aici greșim, ne uităm în oglindă și întotdeauna ne autocriticăm. Ha, am nasul strâmb, am ochii prea mici, prea mari, buzele prea subțiri, prea mari. Aici, în mod special, doamnele sunt beneficiare acestor minusuri, care, de fapt, sunt regăsite în puterea imaginii de sine. Și aceste neajunsuri, de fapt, te duc într-o zonă de nefericire. Acești oameni sunt nefericiți cu ei însuși. Aveți mare grijă, iubiții mei. Câtă vreme Dumnezeu a îngăduit ca tu să ai o buză mai subțire, una mai mare, ochii poate mai mici sau mai mari, să fii mai slab sau mai gras, știe El de ce. Aici, această putere despre care vă vorbesc are legătură cu energia pe care tu reușești să ți-o creezi și să ți-o consumi în fiecare zi. Sunt mulți oameni care își consumă energia pe lucruri inutile. De aceea încerc să vin și să explic că în tot ceea ce faci este important să-L chem pe Dumnezeu. Dacă vrei să intri într-o cură de slăbire, veți râde, veți spune mulți, e nebun omul ăsta, ce vorbește. Cheamă-L pe Dumnezeu să te ajute. Pentru că a intra într-o cură de slăbire înseamnă a intra în război cu propriul corp, adică corpul cere hrană, tu trebuie să-l învingi prin propria voință și să ai o motivație. Pentru ce vrei să faci asta? Pentru a-ți prelungi viața. Pentru ce vrei să faci asta? Pentru a arăta mai bine. Imaginea de sine contează. Știți, asta ne conduce la stima de sine, care de fapt lipsește tinerilor. Dacă tinerii astăzi sunt atât de debusolați, tinerele care nu se căsătoresc, au 35, 38, 45, 50 de ani, nu se căsătoresc pentru că le lipsește stima de sine sau cele care au fost căsătorite au divorțat și astăzi sunt într-o stare de letargie, de plâns, nu înțeleg, nu se regăsesc, încearcă să dea vina pe tot felul de situații, da, dragilor, domnișoarelor sau domnilor care sunteți necăsătoriți sau care treceți prin anumite etape de blocaje emoționale, aveți de-a face cu această afecțiune. Vă lipsește puterea imaginii de sine, încrederea pe care trebuie să o ai în tine și înainte de toate să o ai în Dumnezeu. Deci iată cum ele sunt strâns legate și dacă noi am respectat aceste lucruri de care tocmai vă rugasem să le notați, dar cei care n-ați reușit, veți vedea emisiunea mâine dimineață la 8 și vă aștept cu drag să veniți la biserică să vă citesc rugăciunile de dezlegare la bisericuța Sfânta Maria din Lemn, din Voluntari Pipera, strada Aleea Frezilor numărul 10. Vă voi putea da acolo și icoana Sfântului Pangratie și să vă închinați la moaște. Revenind la ceea ce vă spun, această imagine de sine, de multe ori, este cea care ne distruge. De ce? În momentul în care ai o imagine proastă despre tine, cum vrei să te vadă soțul sau soția? Dacă tu te vezi urât sau urâtă, vei ajunge să devii urât sau urâtă, pentru că tu transmiți prin ceea ce gândești și îți influențezi propria șansă în univers de a fi un om frumos, puternic sau de a deveni un om slab. De ce? Pentru că Iisus Hristos a spus o vorbă extraordinară pe care vă rog să o țineți minte. Eu n-am venit în această lume pentru oamenii slabi. Atenție la cei care vă văicăriți și vă plângeți și plângeți că vai de mine, mi s-a terminat piciorul. Eu am venit pentru cei puternici. Ce înseamnă să fii puternic? Să nu accepți că poți fi învins de o amărâtă de boală. Asta e o chestie care, vă spun sincer,
au ajuns oamenii pentru un amără de virus care putea să mi-a și mie viața, iată, să creeze isterie, să creeze legi speciale. De ce? Pentru că prin informația pe care a transmis-o, și într-adevăr este periculos dacă nu te ferești, orice virus, prin faptul că în subconștient se naște frica, iată, reușește acest virus să te dărâme și să-ți facă rău. Revenind la această forță despre care vă vorbim, despre încrederea pe care trebuie să o ai în tine, imaginea ta trebuie să fie una puternică. Nu mă las. Și credincioșii în acest sens spun: mă prind de poala Maicii Domnului și mă rog ca să nu mă lase, să mă aibă în paza ei, poala sfinților. Și mă rog și mă rog și Dumnezeu îmi va răspunde rugăciunii mele. A șasea forță sau putere, care este strict legată de ceea ce vă spun, este energia binefăcătoare sau vindecătoare, este puterea obiectivelor regăsite în scopul și sensul vieții. Știți, Jean Crusoe spunea un lucru extraordinar. Câtă vreme un om are un motiv pentru ce să lupte, va învinge orice piedică a vieții și va reuși să trăiască. Va învinge inclusiv moartea. Și aici vă dau exemplu oamenilor care au învins moartea. Am cunoscut oameni bolnavi de cancer. Am folosit, iată, cuvântul, poate deși nu era cazul, pentru că este de vibrație joasă. Dar am cunoscut acești oameni care au spus așa: eu cred că Dumnezeu poate fi mai puternic decât asta. Au urmat terapiile medicale, au urmat tratamentele, pentru că și acestea sunt rânduite până la urmă de Dumnezeu. Dar puterea credinței lor, puterea scopului, sensul vieții, puterea dragostei pe care o aveau față de familie sau au față de familie, a învins boala, Doamnă și domnilor și iubiții mei. Adică, de ce pentru unii se poate și pentru alții nu? Veți spune că aceia au avut o șansă. Au avut o șansă pentru că au crezut în ea. De aceea există diferențe între oamenii care reușesc în viață și ajung în vârful piramidei și oamenii care tot timpul se plâng și vin și se scuză. Adevărata bogăție a unui om care nu reușește să facă nimic sunt scuzele. Ah, dacă mă nășteam și eu în familie de, dacă făceam, dacă și cu parcă s-au suit în barcă. Revin la ceea ce vă spun, la forța pe care noi o avem în interior, credeți-mă, și pe care nu știm folosi pentru că nu avem acest ghid de orientare. Tocmai în aceste cărți pe care vi le recomand cu dragoste, continui mesajele a ceea ce vă spun, în sacroterapie, care este medicina sufletului, în cartea Tu mă iubești, în cele 135 de cuvinte, încerc să explic cât de importantă este stima pe care trebuie să o ai față de tine și care, cât de important este scopul și sensul vieții. Adică trăiești în această lume cu un scop. Care este scopul? Și aici mă refer la părinți. Să te bucuri să joci la nunta nepoților. Care este scopul? Să te bucuri de ceea ce ai muncit și ai realizat într-o viață întreagă. Care este de fapt scopul de a trăi? Este acela de a te bucura de ceea ce ți-a lăsat Dumnezeu în dar, natura. Un alt capitol important și foarte, foarte neglijat de mulți dintre noi este puterea regăsită în starea de bine, în umor. Am uitat să mai râdem. Îmi veți spune mulți: pe cum să mai râd, părinte, dacă eu sunt bolnav? Iubiții mei, râsul vindecă și ceea ce vă spun este o dovadă științifică. De ce? Pentru că el te eliberează de stres, te eliberează de gândurile negative. Ia încercați să râdeți și veți vedea cum vă veți elibera de stresul pe care îl aveți și de momentele negative pe care vi le-ați conceput sau le-ați creat, pentru că de multe ori gândiți lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea. Un alt capitol foarte important, cea de-a șaptea sau de-a opta putere, este puterea iertării.
Iubiții mei, în momentul în care ai reușit să ierți pe cineva, te-ai eliberat de emoțiile negative. Emoțiile negative nu fac altceva decât să te distrugă. De ce? Pentru că ele creează boala. Țineți minte ce vă spun. Emoția negativă, regăsită în plâns, în tristețe, în mâhnire, aduc boală în corp. Pentru că dacă sufletul nostru suferă, întreaga ființă suferă. Dacă te-a făcut cineva să suferi, ți-a adus suferință, iartă-l și te vei elibera. În momentul acela l-ai învins și pe diavol. În fața iertării și a bunătății, diavolul stă în genunchi. Nu mai are nicio putere. Cine reușește să înțeleagă acest lucru, de mare, mare dar se învrednicește și își va obține energia binefăcătoare. Și în fine, cea de-a noua putere, sper că le-am rostit pe toate, vi le-am spus, este puterea relațiilor pe care tu reușești să ți le stabilești în propria viață. Și aș vrea să rețineți un element foarte important. Trei lucruri esențiale rezultă sau reies din această putere a relațiilor. În primul rând, relația pe care trebuie să o ai cu Dumnezeu. Doamne, cred în tine, îți cer ajutorul. Dacă tu ești lângă mine, restul nu mai contează. Dacă veți ajunge să aveți o asemenea putere în gândirea voastră, lăsați lui Dumnezeu durerea, boala, suferința și credeți-mă că Dumnezeu va fi prezent lângă voi. Sigur, neignorând și ceea ce ne îndrumă de fapt medicii, pentru că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă cu voia lui Dumnezeu și cu știrea lor, știrea lui. Apoi, relația pe care trebuie să o ai cu cei din jur. Nu-ți va fi niciodată bine dacă vei fi tot timpul într-un conflict permanent cu vecinii, cu cei de la locul de muncă. Acolo trebuie să creezi armonie și asta ține de tine. Și apoi relația pe care o ai cu tine însuți. Aici avem multe persoane corigente. Persoanele care sunt în conflict cu propria lor viață. Nu sunt mulțumiți de nimic. Nu vor avea parte decât de frustrare, de nemulțumire, de nefericire. De aceea vă invit cu drag să rezolvăm aceste probleme. Timpul ne presează, într-un minut și ceva trebuie să îmi iau la revedere până la următoarea emisiune de sâmbătă viitoare și nu înainte de a vă invita să veniți la Bisericuța Sfânta Maria, de a veni să-L luați pe Sfânt și de a ne ruga împreună rugăciunea: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiți binecuvântați, un an nou fericit. Doamne ajută!